Tensiunile din rândul organizației locale a PNL Făgăraș planează de mai multă vreme, drept dovadă că liberalii au pierdut alegerile la nivel de municipiu. Astfel că odată cu schimbările survenite, nume vechi, chiar dacă sunt de la alte partide, revin în forță pentru a încerca, spun șefii de partid, scoaterea din letargia organizației. Schimbările au fost anunțate în cadrul unei conferințe de presă organizate la Brașov de noul președinte interimar Dumitru Flucuș, fost primar al comunei Șinca Nouă, actual deputat. Acesta este flancat la prezidiu de trei dintre cei patru vicepreședinți interimari. Acest lucru a fost hotărât de către biroul politic județean al Partidului Național Liberal în ședința de vinerea trecută. Ca și vicepreședinți avem pe domnul dr. Dan Gavrilă, domnul profesor Ioan Negrilă, domnul Cosmin Poparad și doamna Pelsida Țâmboiu. Trei din cei patru vicepreședinți sunt aici prezenți. Domnul doctor nu poate participa. La sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul ședinței PNL Brașov, s-au discutat aspectele legate de situația critică în care se află organizația liberală de la Făgăraș cu doar 12 membri, dintre care 5 consilieri locali. Organizația Partidului Național Liberal din Făgăraș a rămas foarte subțire. Nu știm prin ce conjuncturi, întreaga organizație mai număra 12 persoane, dintre care 5 erau consilieri locali și încă 7 membri. La învergura Partidului Național Liberal nu se poate ca în municipiu al doilea din județ, ca și importanță, organizația să fie atât de slabă și dacă tot au trecut acum toate ciclurile electorale, ne-am propus ca să facem o reconstrucție amplă, sănătoasă, în care să se regăsească toți cei care doresc să pună umărul la dezvoltarea municipiului Făgăraș, a țării Făgărașului în general. Și am socotit că este momentul acum, când nu mai vin alegeri, o perioadă mai lungă, să începem din timp și să deschidem porțile tuturor celor interesați. Dumitru Flucuș a fost întrebat de jurnaliștii prezenți la conferința de presă cum cataloghează traseismul politic. Aceștia referindu-se la Ion Negrilă, fost președinte al PSD Făgăraș, consilier local PSD și care de curând și-a înaintat demisia, și la Cosmin Poparad, care a venit de la ALDE. Flucuș susține că oricine are o șansă în partid, chiar dacă a făcut sau nu politică până acum. PNL Făgăraș va fi condus interimar de un președinte, Dumitru Flucuș, și 4 vicepreședinți. Este vorba despre medicul Dan Gavrilă, consilier local PNL, Ion Negrilă, Cosmin Poparad, fost consilier local ALDE, și Persida Țâmboiu, fost manager al Spitalului Municipal Făgăraș.